Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem în 6 octombrie sau 7. Am această problemă cu datele. Și vreau să vă arăt că, cum am spus eu în filmele anterioare, apicultorul face diferite experimente în stupina lui. Un lucru care nu l-am făcut până acum este acesta. Iată aici catul. Catul unui stup. Am făcut eu, am de gând să iernez în cat. Am aruncat eu o privire pe ramele de desubt, e plin cu rame goale, mai e și o foaie pe acolo, deci albinele au lucrat în cat. În cat au lucrat, au adus aici miere destulă. Iată cum stau ele aici în cat, frumos, e și mătcuța aici. E o matcă interesantă. O matcă care n-a roit anul acesta. Când am văzut eu că intră toți în frigurile roitului, ce am făcut? Am aruncat un cat la stupul ăsta deasupra și mă, ce să vezi, face ce vreți. M-am supărat, am zis, mă, dacă și tu roiești, e treaba ta. Și l-am lăsat în plata Domnului. Așa că, iată, deja e pe trei rame, nu o să-l strâng foarte tare față de ce lucrări fac la alte colonii. Iată o altă ramă. Văd care populație, eu încă nu l-am deschis anul acesta, decât am aruncat așa lateral câte o privire, i-am dat și lui tratamentul cu acid oxalic și cu uleiuri esențiale, dar nu puteam să-l las chiar la întâmplare. Și atunci o să iernez aici sus, în cat. O să vă arăt mai spre sfârșit că e cat, fiindcă acum filmez de sus, ca să vedeți albina care o are în el. O să-i fac o împachetare laterală, așa, o să-l strâng pe mijloc oricum. Va avea acces la ordinici doar în partea de jos a stupului. Iată cum stă ea aici. Are miere suficientă. Nu-i dau nici gaură la ramă, fiindcă, fiind sus în cat, bănuiesc că se vor descurca să meargă până jos, dacă e nevoie. Iată, e a cincea ramă pe care sigur va ierna pe aceste cinci rame. Așa. Arată frumos, deci are mâncare foarte bine atunci. Pe foarte bine cu mâncarea asta, nu trebuie să-i dau eu mâncare. Iată, altă ramă plină cu mâncare. Deci așa arată el. Până aici are mâncare. 6 rame, deci are albina, nu-i problemă cu albina. Așa. 6 rame și va fi și a 7-a, cred că va fi și a 7-a și vin eu cu tratamentul cu amitraz la el. Asta e și mai multă miere, fiindcă e ramă de margine asta. Ramă de margine, vorba vine, e 7 rame, are miere. Oho. A, mai este o chestie ce trebuie să urmăriți. Când vi se pare un pic suspectă mierea, deci o vedeți așa frumoasă, da? Faceți atâta la ea, uite. A, e lichidă, e bună, da? Vedeți că s-ar putea în unele cazuri când faceți așa să aveți miere cristalizată, totuși recomand să verificați un pic mierea de iernare, să nu aveți surprize, să vă moară albinile de foame cu mierea cristalizată în stup. Se poate întâmpla și acest lucru. O altă ramă care e de plastic. Fie ultima ramă. Iată, deci aici mai are ceva miere, da? Tot așa o verific și pe aceasta, să văd dacă e totul în regulă. Adică, bă, se vede, eu o văd. Deci la ultimul o vede care e cristalizată sau nu. Ar putea să uite. Asta e foarte bună. Iată,
Surpriză, aici nu avem miere. Nici nu ne trebuie. Băgăm aici așa. O băgăm aici așa. Ăsta nu-i aduc polistiren. Nu le împachetez cu polistiren. Aici avem o ramă goală. Ramă goală. Gol-goluță. Așa sunt și ramele din de jos. Gol-goluță. Foarte fain și organizat el puibu. E foarte frumos, da? Miere destulă, deci nu e nicio problemă. Nu-i aduc diafragme. Noi aduc diafragme, în schimb, venim cu tratament. Venim cu două tratamente, unul aici, unul aici, pe mijloc. Acum, fiind volumul așa mare a stupului, sper totuși că amitrazul să-și facă treaba. Stați să aduc benzile. Aducem benzilii. Inițial am vrut să pun de două ori, adică să mai pun o tură de amitraz, dar din cauza că infestarea e foarte slabă, adică nu merită să pun de două ori tratament chimic la ele, am văzut că sunt unde sunt 20-30 de varou, acolo nu e nicio problemă. Și oricum benzile o să-și facă treaba timp de o săptămână, 10 zile maxim. Aducem o bandă, punem două. Punem două benzi, mă nu mă înțăpați. Acum pic deloc să pun banda. Așa. Punem banzilide cu amitraz și am terminat aici. N-am terminat, mai avem ceva de făcut. Acum venim cu două cartoane, câte două pun. Această colonie, stai că vine aici așa să nu vorbim în gol. Așa voi face. Aduc câte două cartoane. În ambele laterale, câte două. Așa. Atâta îi fac la ăsta. Deci e o iernare experimentală. Iernare experimentală a unei colonii de albine. Aici punem doar carton. Așa. Punem doar carton. Mai punem două. O să punem și deasupra după câteva zile, după ce se termină tratamentul. Sunt un pic nervoasă, e înnorat, e răcoară, dar e numai bun pentru a lucra la ele, fără a risca furtișagul. Bun, crezi că vă iau ăsta. Să adun un pic ramele grămadă. Ce mai încoași încolo, va fi o iernare interesantă asta. Albine este albină destulă. Aici, ca să țină cartonul, totuși o să pun rama asta, care n-are nicio celulă pe ea, cu miere. Așa. Din partea opusă la fel, tot așa o ramă din asta goală. Ați văzut câtă miere are, deci ramele astea goale vor fi eficiente la un moment dat.
Punem cartonul aici. Vă dați seama că o iernare din asta te-a scutit de multe bătăi de cap. Depozitarea caturilor. Deci cam asta e. Cam asta ar fi. Îi pun și lui folia. Am aici un pic de distanță și turte și de mine. Poți să profiți. Am această distanță fiindcă acestea sunt caturi de 1x2 pe care le-am dat eu la o freză. O freză manuală. Și iată, asta e tot. Acum să vă arăt că de fapt iernăm în cap. Așa va iarna. Nu așa, vom lua folia, vom pune foaie de carton și deasupra. Și va ierna așa. Deci stați să vă arăt. De fapt este un stup cu etaj. Așa e, să dăm mai înapoi. Ia uitați. Deci, acolo e catul. Și jos vor face zbor de curățire când vor vrea ele, treaba lor. Am văzut că se iernează în Republica Moldova ceva de gen, dar cu urdinișe superioare. Eu nu am urdiniș superior, nici nu voi face. Bun, până data viitoare, numai bine!